O ultimă întrebare legată de un mic foc de paie care s-a aprins în România pe tema manualelor de istorie a românilor. Care este situația exactă? Au fost declarații și de o parte și de alta. Totul a plecat de la o declarație a Ministrului Educației din Republica Moldova, care a anunțat o schimbare. Dumneavoastră ați venit ulterior cu declarații și ați spus că nu s-a schimbat nimic. Care e situația de fapt? Haideți să avem o înțelegere pentru viitor. Atunci când prim-ministrul Republicii Moldova, Vlad Filat, face o declarație, ea este bazată pe realitate. Și ceea ce am declarat atunci ține de realitate. A fost, în primul rând, o deficiență în comunicare. Odată, regretabilă. Doi, scoatere din context și, ca de obicei, latura emoțională a înlocuit partea rațională a relațiilor pe care noi ne le dorim atât de mult să le avem. Situația este una foarte simplă. Nimic nu s-a schimbat. În Republica Moldova se predă în continuare istoria românilor. Însă, trebuie să aveți în vedere că procesul de integrare europeană în care este implicată Republica Moldova presupune integrare și în domeniul educației. Și recomandările la care s-a făcut referință atunci când România adera la Uniunea Europeană, ele în fond sunt obligatorii și pentru noi. Concentrarea asupra formei, nu asupra conținutului, este o abordare foarte greșită. În România, manualul se cheamă, știți cum se cheamă manualul? Vă spun eu, istoria. În interiorul acestui manual, acolo deja ține de curiculă. Și dacă o să vă uitați, la noi se predă în baza istoriei românilor, așa este și denumirea manualului. Ideea care ține de denumirea manualului istorie nu schimbă conținutul. 45% din conținutul manualului ține de istoria românilor. Și așa este firesc să fie. Însă, totodată, atunci când se studiază istoria, copiii din Republica Moldova trebuie să cunoască ce s-a întâmplat în întreaga lume în această istorie. În concluzie, a fost o deficiență de comunicare și o reacție, din păcate, iarăși foarte emotivă, care a dus prejudiciu. Nu de imagine. Prejudiciu chiar la nivel de abordarea unor probleme. Noi am convenit la prima întâlnire pe care am avut-o cu domnul președinte Băsescu că vom continua să muncim foarte mult în promovarea valorilor culturale, valorilor noastre, comune, care nimeni nu poate să ne li separe. Însă, totodată, ne vom concentra foarte mult și asupra aspectului pragmatic, care vreau să vă asigur că leagă mult mai mult oamenii. Și aici eu voi insista foarte mult.